bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana care te interesează? Și avem două grupuri. Pentru grupul 1 avem Regina de Cupe. Pentru grupul 2 avem Cavalerul de Monede. Vă invit, ca de obicei, să alegeți cel puțin o variantă, să vă folosiți intuiția. Este o citire colectivă și vă rog să luați de aici doar ceea ce simțiți că rezonează. Este o citire fără timp și, de asemenea, vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro pentru cursul nou lansat Tarot cu Dragoste, despre relații și iubire, alte cursuri de tarot, seturi de tarot, oracole și alte surprize. Începem acum cu grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1, Regina de Cupe, și mai extragem acum niște cărți. Explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Iată o persoană cu imaginație activă. O persoană de asemenea foarte pasionată. Cineva atent la tine, ascultătorule. Cineva care fie a primit ceva de la tine și în momentul ăsta se bucură de acel dar, fie pune la cale ceva, ar urmări un moment în care să îți ofere ceva. Cu acest 9 de monede, o persoană care îți apreciază independența. Cineva care consideră că te descurci foarte bine, cineva care îți admiră eleganța, frumusețea și, de asemenea, abilitatea de a gestiona resursele materiale. Avem acest 7 de cupe, care spuneam că în acest context arată imaginația foarte activă, productivă a acestei persoane în legătură cu tine. Și iată, în imaginea acestei persoane, momentele voastre de tandrețe, momente de apropiere, o îmbrățișare, da? E ca și cum persoana asta se gândește la îmbrățișarea ta. Sau încearcă să-și amintească îmbrățișarea ta. Cu acest 6 de monede vorbim despre cineva care apreciază mult faptele tale. Cineva care îți evaluează dragostea în funcție de ceea ce tu îi arăți, în funcție de ceea ce tu îi oferi, în funcție de acțiunile tale. Deci, probabil că aici vorbim despre o persoană care nu e foarte impresionată de declarații, de exemplu. Vrea să vadă lucruri concrete. Da? Dragostea pentru această persoană înseamnă, de exemplu, să îi gătești ceva bun, să reușești să-i faci cadou exact acel obiect pe care și-l dorea, să fii prezent sau prezentă în jurul său cu acele acțiuni de care are nevoie. Cineva destul de concret, dar și cineva destul de senzual. Și simt că există aici o dimensiune a atracției, o dimensiune a corporalității, senzualității. Probabil că voi doi aveți o foarte bună compatibilitate din punct de vedere fizic. Probabil că vă potriviți foarte bine, poate că anumiți oameni v-ar spune că semănați în multe privințe. Această regină de cupe vorbește despre sensibilitatea cuiva. Și de asemenea, iată, vorbim despre muzică. S-ar putea să primiți de la această persoană o dedicație, s-ar putea să vă trimită niște melodii, s-ar putea să scrie ceva gândindu-se la tine, ascultătorule. Regina de cupe este și o mediatoare. Ea este un bun semn atunci când, de exemplu, au existat probleme în cuplu, pentru că ea aduce acest spațiu în care se poate discuta, în care se pot pune pe masă emoțiile celor două persoane, da? Se pot prezenta fără riscul de
a fi respins fără riscul de a fi ridiculizat. Regina de Cupe este o carte foarte bună dacă sunteți în acest moment într-o perioadă mai complicată în relație sau dacă ați avut o neînțelegere, dacă ați avut o ceartă, dacă ați avut ceva conflicte în ultima perioadă. Haideți să vedem mai departe cum te vede acum persoana la care te gândești. Iată și asul de cupe și 10 de cupe. Așa cum spuneam mai devreme, în cazul în care relația voastră a fost ceva mai zbuciumată în ultima perioadă, se anunță niște momente bune. Deci pare că persoana asta se gândește la momentele voastre bune, nu doar cele din trecut, dar și cele care pot fi create, co-create în viitor. 7 de spade și cu 5 de bâte poate arăta o anumită agitație, poate arăta o relație care a avut nevoie să se reașeze. Și până la reașezare, probabil că au fost niște scuturări. 10 de cupe și cu asul de cupe, e ca și cum persoana asta se gândește că un anumit ciclu, o anumită etapă din relația voastră se apropie de final, însă poate să apară ceva nou. Da? De exemplu, ar putea vorbi despre a lăsa în spate acea etapă deja parcursă pentru a intra în stadiul următor al relației voastre. Adică ceva de genul, dacă până acum ne-am întâlnit, de acum încolo putem vorbi despre ce ar fi să ne mutăm împreună. Sau dacă până acum eram într-o relație care dura de ceva vreme, poate că de acum încolo am putea să ne gândim și cum să formalizăm această relație. Asta pentru că avem aici și un 3 de monede, da? Un 3 de monede care presupune un proiect comun. Într-un 3 de monede ați putea vorbi despre a vă construi împreună o casă sau a merge să selectați ceva din oferta unui agent imobiliar sau să închiriați ceva ce place amândurora sau, ok, suntem parteneri în planul sentimental, dar hai să facem ceva concret. Hai să începem o afacere împreună. Pentru că avem aceste idei, da? Pentru că putem să ne unim, iată, mâinile și ar putea să ne iasă ceva bun și profitabil. Deci ceva se mișcă și gândul acestei persoane este în direcția acestui progres. A lăsa în spate ceea ce nu a mers, ceea ce nu a funcționat sau, în fine, ceea ce a tulburat relația și a o lua cumva de la capăt sau, spuneam, pur și simplu a închide o poartă și a redeschide o altă poartă, adică a progresa în relație. Haideți să vedem, până acum apare cineva din rac, gemeni, balanță, taur sau fecioară. Avem interacțiuni între un semn de apă și un semn de pământ, o interacțiune între un semn de pământ și un alt semn de pământ, o interacțiune între un semn de aer și un semn de apă. Haideți să mai aflăm acum niște indicii. Din nou apare această idee de sărbătoare, casă, cămin, ceva ce poate fi îmbunătățit. E ca și cum stați de vorbă și vă vine o idee legată de o renovare sau de o mutare sau ceva ce are legătură cu un anumit spațiu. E ca și cum teritoriul vostru, teritoriul pe care se desfășoară relația, trebuie îmbunătățit și se vorbește despre aceste aspecte. Îmi apar aici două regine și întrebarea ar fi cine a încercat să intervină între tine și această persoană? Cine și-a spus părerile poate
prea tare, prea... cine a fost prea vocal în legătură cu relația voastră, fără să fi fost cerută acea părere, acea opinie. Vedeți cum rezonează cu voi. Și ce mai văd aici este că această persoană este nemulțumită de intervenția cuiva. Poate că aceste persoane despre care vorbeam, care au încercat să interfereze cu povestea voastră, erau niște cunoștințe ale persoanei despre care tu întrebi acum. Adică pare că persoana asta trebuie să aibă niște discuții serioase cu niște oameni din jurul său și în același timp să-și traseze mai bine granițele. Pare că această persoană nu va mai accepta intruziunile celorlalți în povestea voastră, pentru că planul acestei persoane în legătură cu tine, ascultătorule, pare să fie din ce în ce mai clar. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, Cavalerul de Monede. Cum te vede acum persoana la care te gândești? Și extragem acum alte cărți din tarot. Un 8 de cupe, un 4 de monede, regele de bâte și de asemenea puterea. Aici avem pe cineva care a încercat să se îndepărteze, a încercat să dea drumul relației și apoi s-a întors în viteză. Cineva care a încercat să se separe, să-și ia distanță și totuși nu a reușit. Cineva care în momentul ăsta ar ține cu dinții de relația cu tine, ascultătorule. Oarecum rezonează cu tine. Acest cavaler de monede este un personaj care știe ce vrea. Cavalerul de monede este un tip metodic, de multe ori perfecționist. Este un tip care ține foarte mult la obiectivele sale, dar se bucură și de drumul până la atingerea acelor obiective. Iar asta ar putea să vorbească despre intențiile serioase ale acestei persoane în legătură cu tine. Sau, iată, vorbim despre cineva care poate, stând la distanță de tine o perioadă, a înțeles prin prisma absenței tale că nu vrea să stea departe de tine în continuare. Pentru că ceea ce trăiește lângă tine este mult mai bun și mult mai satisfăcător decât ceea ce ar putea să trăiască în altă parte, în alte condiții. Simt că pentru unii dintre voi această relație este o relație pe care ați tot perceput-o ca pe un test. Da? Prezența forței aici, arcana majoră. De ca și cum a trebuit să îmblânziți tot timpul leul. De ca și cum a trebuit tot timpul să învățați cum să vă raportați la această persoană. Sau poate să fie genul de relație în care amândoi ați fost destul de pasionali și deci destul de impulsivi și atunci poate că această arcană a puterii vine să vorbească despre un compromis, despre abilitatea amândurora de a face pace, despre abilitatea amândurora de a trece peste încercări, da? De a ieși cu note mari din aceste examene. Acest rege de bâte este un personaj ambițios, este un personaj care privește pe termen lung, are o privire strategică, are o gândire creativă de asemenea. Deci, uitându-mă la aceste două cărți, aș spune că persoana asta pune lupa pe relația voastră
și se raportează la lucruri în mod diferit. Probabil că drumul ăsta care a fost parcurs de această persoană a venit cu suficiente lucruri valoroase. Adică această persoană pare că s-a întâlnit cu o grămadă de lecții și a învățat bine din acele lecții. 4 de monede, mesajul este: nu vreau să-ți dau drumul. Pentru mine, da, ești foarte prețios sau foarte, foarte prețioasă. Am parcurs un drum lung, drumul ăsta nu a fost ușor, am avut tot felul de teste, dar eu știu ce vreau. Și iată, în centrul citirii acest 4 de monede, care practic poate arăta și o declarație de genul: eu vreau relația cu tine și în niciun caz nu îți voi întoarce spatele. Eu țin, da, cu dinții, cu brațele, cu tot ce pot eu de relația noastră. Cum rezonează cu voi până acum? Aici avem niște semne de foc. Am putea avea pe cineva în berbec, leu sau săgetător. Am putea avea de asemenea pe cineva într-un semn de pământ. Sau am putea avea o interacțiune între un semn de foc și un semn de aer. Sau o interacțiune între două semne de foc. Sau o interacțiune între un semn de foc și un semn de apă. Haideți să vedem mai departe. Cum te vede acum persoana la care te gândești? Aici avem curiozitate din partea acestei persoane. Parcă și un spirit așa de detectiv. Interesant că au apărut multe arcane majore. Adică o perioadă importantă în viața voastră de cuplu. Adică niște tendințe care vor persista, cel mai probabil. Cineva care parcă investighează niște aspecte în legătură cu tine, ascultătorule. Cineva care de asemenea speră energia stelei, da? Vindecătoare. O energie neîntreruptă. O energie de asemenea a generozității. Acea stea care vă protejează. Asta înseamnă că această persoană crede în relația voastră și de asemenea se vede și în viitor împreună cu tine, da? Proiectează ideea asta de cuplu pe termen lung. Cineva cu viziune, aș zice. De asemenea, regina de monede, care de obicei este acel personaj care poate indica soția. Da? Femeia potrivită pentru a fi luată de soție. Dacă aici vorbim despre un bărbat, înseamnă că acest bărbat te vede pe tine ca pe o soție foarte bună pentru el. Ce mai observ aici cu această roată a norocului? O mișcare favorabilă. O schimbare care vine cumva din exterior, ceva ce nu e generat nici de tine, nici de această persoană, dar o schimbare care vine să favorizeze povestea voastră. Roata norocului împreună cu acest magician, adică ceva ce se schimbă și este încadrat pe o cale complet nouă și plină de resurse. Așa cum magicianul are foarte multe resurse, la fel pare că și povestea voastră e cumva ajutată, e susținută. S-ar putea să trăiți în perioada următoare niște momente în care să vă gândiți că lucrurile au ieșit chiar mai bine decât v-ați imaginat. Sau ceva de genul: și dacă aș fi încercat să planific situația asta, niciodată nu mi-ar fi ieșit la fel de bine pe cât s-a întâmplat fără ca eu să planific ceva. Așadar, un mesaj din partea cărților aici ar fi: nu încercați să țineți această situație în niște chingi foarte scurte sau foarte strâmte. Pentru că situația asta se poate dezvolta, situația asta poate crește în feluri la care nici măcar nu v-ați gândit. Aici am mai avea pe cineva, iată, din rac, avem așa rac, vărsător, săgetător, gemeni sau fecioară.
Și spuneam, avem multe arcane majore, ceea ce arată o perioadă importantă pentru cuplu. Poate arăta de asemenea o întâlnire semnificativă între două persoane. Adică pare că relația voastră nu este ceva temporar, nu are cum să fie ceva trecător. Pentru că ceea ce vă luați unul de la celălalt, ceea ce dăruiți fiecare în această poveste, ceea ce poate să iasă din întâlnirea voastră, e mult mai mare decât v-ați fi imaginat voi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!